V-am găsit, dragii mei! Oamenii dragi nouă care ne ajută să ne înțelegem durerile și trăirile vieții prin cântec, ne imaginăm așezați în vieți pufoase în care totul a venit ușor și a curs de la sine. Partenera mea de dialog este o persoană curajoasă din miezul sufletului și până în vârful firului de păr. Pentru cei care iubesc punctele de vedere tranșante și opiniile exprimate fără menajamente, invitata mea este partenerul ideal. Vine de departe, aducând cu sine de fiecare dată frumusețea graiului moldovenesc de la care nu a picat. E mai senină, mai firească și mai luminoasă ca niciodată. Încercăm azi să redescoperim splendoarea naturaleții într-un dialog cu doamna Laura Lavric. Bine ați venit, doamna. Bine te-am găsit, vai ce prezentare mi-ai făcut, mai emoționat din prima. <laughs> Ne bucurăm Dar asta mai nu din Dar că ai spus adevărat ce ai spus. Mulțumesc! Mă bucur că primești și confirmările dumneavoastră. Da, categoric, le meriți din plin. Mulțumesc! Cum ați ajuns atât de sus? Când s-a conturat în viața da. dumneavoastră? Am ajuns în atât de drum? sus plecând de jos. <laughs> Ca să spun pe scurt, că pentru că la 56 de ani de cântec, așa, ani restul, treaba meserie. mea... da. Uh, au fost multe, și bune, și rele, și urcușuri, și coborâșuri, așa. Ei, cum am urcat ca să încep cu începutul? Eram copil mic de o sărbătoare de Paști și stăteam acolo pe marginea șanțului, mama, și trece un vecin. Și ce faci, Marie? Ce să fac? Eu terminul de vorbă și așa. Și la un moment dat, ăsta îi spune, tu, Marie, te-ai văzut copchila asta mare și ochi are? Dar mamă, săracul de mine, dar ce are? Voi fi gândit că am văzut defect și el nu l-a observat. Asta să și e cântareață. Uite și ochi are și ce privire are. Dar mamă, doamne ferește, mi-i trebuie de la casă, o cântăreață, știi, mentalitatea omului de la sat. Până când era o rușine și omul care își dădea copiii la școli. Un calic nu a avut pământ și l-a dat la școli. Auzi, măi, ce mentalitate la care chestiile astea eu le țin minte foarte bine. Mă rog, anii au trecut în clasa a patra, uh, uh, Bine, în acea perioadă niște tu lumină electrică, era un singur aparat de radio cu lăm și eu tot mă rugam de mama, mamă, nu mă trimis n-ai treabă la familia aia care stătea destul de departe. Așa și se dădea multă muzică populară și de acolo am mai învățat eu niște cânti și stând acolo la care uh, femeia respectivă zice Tu copchelă, du-te acasă că te abate mama ta, că te prea mult ai stat. Da, eu zic, chiar dacă primești o bataie, dar măcar mă aduc cu niște cântări. A, da. Ei, în clasa 4 -a am început să cânt, pe urmă au început, ca să spun așa, pres, pe, pe, concis, pe scurt. E, concursurile interșcolare, județi regionale, era regiunii pe atunci, așa, și e, învățătoarea în clasa 4 -a zice, e, uite, ne face travesti, că era rușine, ca pe deap să pune o fată lângă băiat, acum nu-i rușine. Înțelegi? Și atunci, ca să facem dansuri cu fetiță și băiat, și fetele se îmbrăcau băieți. Și, na, zice, dansuri avem, poezie avem, dar o cântăreață n-avem, să cânte un cântec. Dar eu, prin pauză, cântam. Ce crezi, cântam? Și am auzit și eu atunci, apună e vinul Gheorghiu Lieu, n-a știe de cântările din sat, că alea încă nu erau cunoscute. Și, da, toată clasa într-un glas, Laura știe să cânte, dar eu nu știu, dar... ba știe. Așa, și eu acolo am început, mă rog, mă luat de cântăreață, -am, uh, uh, am participat pe urmă pe la uh, festivalurile astea interșcolare, apoi unele sate și comune, mai nu mai punem cântăreață de folclor, că zice și vine copchela și de la Costi și așa și aia, oricum, ea e oricum e premiul Da, și pe urmă, ei, nenorocirea, pentru oamenii de la sat au fost nenorocire când a venit colectivizarea agriculturii și le-au luat pământul, cum spuneau în Bucovina, că eu sunt din Bucovina. Așa, și oamenii s-au simțit, Doamne, ce ne facem acum noi ca noi? Dar ce ne facem copii, Că fiecare părinte se gândește prima dată la când are în acasă copil. Ei, eu deja terminasem clasa a șaptea și să facă cu mine. Vai de mine, și să facem? Da să vezi cum, cum, erau semnate alea cu, în scrierea în colectiv. Lua-te cu asaltul, când l-au zburat-o pe mama și pe tata, spune de aici tu. Toți erau în alfabet. Asta voiam să fac o mică paranteză, da. dacă îmi permiteți, doamna Laura. De mama spunea că nu era de acord să ajungeți cântăreață, dar tatăl ce părere a avut? Păi tata aceeași părere, mama era, ea era conducătoarea și mai ales eu fiind fată, tata o lăsa pe mama să hotărască, că zice, e, tot cântă pe aici, vezi de treabă. Dar tata ta și din gură, e, lasă, nu se gândeau ei că ce am să ajung, vezi de treabă. Nici eu nu m-am gândit ce am să ajung. Dar tot timpul cântam pe acolo, ce mai auzeam pe la ora satului, pe ras, bun. Uh. Bine colectivizarea agriculturii, nenorocire, mamă, ce să ne facă, ce să faci cu copiii? Unii crezi că mă dă mama la croitorie, la rădăuți. Să fac croitorie. De la croitorie am rămas, știu, să fac butonierii frumoase și să trag la mașină. Bine că mașină n-am, că nici nu ne-am cumpărat, că am lăsat cu croitorie. Când timpul ăsta, mama săracă mă ține la gazdă și vine cu o mâncare și tot o întreba pe, aia pe maestră. Învați ceva cu asta, ăsta, mi știe să, să cosă. E, nu știu și știi, mai știe să facă butonierii, dar tătă zăua cântă. Da e săracul de mine și mai faci cu asta, tragea sărăcii, tragea sărăcii, trage în acasă, în norocire. Bun, dar între timp vine un frate de-a mama care era, mă mai Dumnezeu să-l și mama îl sfădea și eu tot eram murici. Zice, mama, nu ți-e rușine tatu că ți-o făcut casă și tot și tu vei și cheltuiești banii, dar el bucuros. Și eu te ascultam, zic, oare, și eu cheltuit. M-am dus la București la un restaurant, unde cânta Maria Lătărețu și i-am bagat bani la sân. Eu n am auzit, au, le-o zic, uite, primești și bani, mă gândit eu, Așa, avem vreo, șas, șase, șase, cinci, șase ani. Da, taci mai din gură, nu, nu stârni cochela asta, că și așa tătăză o lălăiește pe ei și a taci din gură de da, da, el. Nu asculta pe măta, fă-te cântăreață că ai să vezi tu, nu să stai aici să lucrezi la pământ. Bine, și când m-am abătut puțin, și colectivizarea agriculturii ne-a luat pământul, m a dat la croitorie, eu cu croitoria Ninic, dar în timpul ăsta am mers la un festival la Târgu Mureș și am luat premiul întâi. Deci nu v-ați lăsat indiferent de ce vi -a Nu m-a lăsat că situația era, că acolo la cooperativele meșteșugărești și au făcut toate, se făceau ansamblu și erau mari concurență cu folclorul, era pus la, 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 valoare. Și atunci cei de la Liceu economic de Rădăuț aveau ansamblu care deja era, era cun, cun, cunoscut și ce-o la păi Laura, copchila asta, ori unde? Ia să vedem noi. Ia să merg și eu mă duc acolo la liceu, dar avem vreo 15 ani și la admitere trebuie să mergi la, nu, la liceu la 14, la, așa. Dar nu s-au ținut cont de vârstă și am intrat la liceu acolo, pe urmă am um, um, urmat dialog la distanță, unde am, uh, am concurat, s a ținut la Iași, chiar nici n-am știut că o să mă stabilesc mai nou la Iași. Și uh, Lidia Andronescu, stomatolog, o cântat muzică ușoară și o populară. Și eram în, în concurs cu uh, ansamblu din Argeș, regiunea Argeș, atunci erau regiuni. Și eu am luat, am luat numai note de 10. Mi-amintesc că am venit tot ansamblul de la Suceava cu trenul personal care oprea în fiecare stație. Și eram podobit, vinind de la munte, împodobit cu cetine de brad și scrie, dialog la distanță. Acum o, o, trenul în fiecare stație Toată lumea vine la, la vacun. Unii copii la cei care au cântat asară atâta de frumos, și așa, mă, stăreau, mă, mă scoteau să mă vadă lumea din gări, la toate gările tot mă scoteau afară să mă vadă lumea. Și atunci a fost și o onoare pentru, pentru liceu și pentru mine, ce e bun. Deja eu am fost chemată la Electrecord, la televiziunea română vineam foarte des am terminat liceul contabil și am zis, ce să mă cocoșez, eu să contabilizez banii altuia, ea mai gine să cânt, ca și și o meserie mai ușoară și noi contabiliza banii mei. <laughs> și ați îmbinat da, cu și atunci, da. Și... Mă rog, acum ăștia spun, măi Laura, m angajat la ansamblu și da, da am Venind cu aceste rezultate, ați făcut o mândră pe mama dumneavoastră sau v-ați făcut mândri Da, părinții? da, cum? M-am făcut-o și pe mama vedetă. Când vinea pe Rădăuți acolo și toată lumea, uite pe mama lui Laura. Da, mama, eu nu știu ce să uită la o babă zbârșită ca mine și o spun că vai că mama ta și că da, și eu și ies vedetă. mă <gură> și disfraz. Așa, și pe urmă ăștia de la ansamblu zice, dacă te căsătorești, îți dăm apartament. Dacă nu îți dăm garsonier, eu când am auzit de apartament, mă, în timpul ăla vorbeam cu, cu un băiat de la Filarmonică, de la Botoșani că atunci mă luase în vacanță, știi, și eram deja vedetă și dădeam spectacole cu orchestră de prin Botoșani, brațe. așa, și a zis, mai tot în muzică, tot, așa, zic, că e bun, a zis, da, mă căsătoresc, am un prieten și ne au dat apartament. V-a am... cântat mai mult partea aceasta că aveți să nu, primiți nu a apartament? Fost o că... la mine n-a fost o căsătorie să spui aia din dragoste. Înțelegi? Să spui, vai, îl iubesc încât uh, fac orice pentru el și nu, nu vreau cu altcineva decât cu el. Pentru mine a fost că trebuie să mă mărit. Dar credeți în casă. dragoste la prima vedere, doamna Laura, v-ați întâlnit cu sentimentul uh, acesta? Ați iubit vreodată sincer? Da, am iubit sincer, dar să știi că nu durează mult. Că până la urmă, până la urmă dacă nu te potrivești ca chimia, caracter, aceea, Oameni. chimia aia și caracterul, ca să, ca să se tolereze unul pe altul. Înțelegi? Nu unul să fie stăpânul și altul sclavul sau invers. Adică trebuie să fie totuși să fie relația asta de caracter să se asemene cel mai mult și atunci probabil căsnicii le rezistă. După cât timp v-ați căsătorit după ce v-ați cunoscut soțul? pe am cunoscut? Da, păi cum? După cât timp? După vă doi ani. Dar vorbeam așa că eu eram la, 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 la ansamblu și vorbeam așa cum să spun, ca prieten. El, ca prieten. Mm. Nici nu erau telefoane, doar să dai seama că nu erau telefoane, decât prin scrisori. Așa, Asta ne-a mult, am uh, o venit și el la Suceava, am stat uh, angajat la ansamblu și pe Porumbescu și m-au chemat la orchestra Rapsoză Botoșanilor uh, ca să-mi dei uh, apartament acolo și aici la Suceava erau mai mulți și am avut niște, cum să spun, niște piedici. Știi că ești bun, tot de nu încearcă unii să te ajute. Nu, să încearcă de bunătate. Să, da, de bunătate, și dacă te vede uh, talentat, și așa, nu, trebuie să-ți spună niște pedici, niște opreliști. Când uh, mă chema la televiziune, a pă, Nu, da, să vină și nu vreau să dau nume colegii care i-am avut, uh, păi să vină și cu talent, da, dar da, mă chema numai pe mine. Și când am văzut uh, această situație, mă zic aici eu n-ajung uh, unde îmi doresc, și uh, m-am dus la Botoșani. La Botoșani chiar pot să spun că m-am înplinit profesional. Uh, dar fostul meu bărbat, de o comoditate bolnăvicioasă. vreau să spun, așa ceva nu se poate. Am, am rămas însărcinată, l-am făcut pe Victor. Deci, -a Victor avea 2 ani, mulțumesc la fel. -a avea vreo 2 ani și în perioada asta de am lansat tot, mă, mă rog, Înregistram cu uh, orchestra rapsoză, trimiteam la București, mergeam, uneori împrumutam bani ca să mi-ajungă și fostul meu bărbat, dar Și dai bani, adică m-o și jignit, ce ai să ajungi, crezi că ai să ajungi Maria Tarnase, că și așa n-ai talent, adică jigniri din astea care eu nu le-am uitat. Și -am adică v-a să... umilit cu da, vorbe. Da, o să vină momentul când, uh, a spus ori, uh, cuvinte și mai urâte, dar nu pot să le spun A li fost și post... violent? Nu, uh, când a fost violent și mi-a tras o palmă, eu i-am tras zece. Adică nu, eu nu suport uh, uh, violența. <coughs> Însă v-a jignit și v-a afectat și asta a fost cea mai mare violență. Da. Așa, verbală. Și atunci, mă zic, dacă dădeai divorț, cum era în vremea lui Ceaușescu, păi te ținea câțiva ani de zile, timp în care... Unde mergea în străinătate? Că, ai un proces, alea durau și nu știu ce. Și am spus, lasă că o să vină momentul. Am mers în America și nu puteai să vii că am mers așa nu prin instituții din presariat ci am mers așa m-a chemat un coleg de liceu mi-a făcut chemare și în 84 prima dată am mers în America. Aoleu dar ce am pățit trebuie să spun. Fie mă cheamă colegul ăsta meu și Laura mă așteaptă la aeroport la Kennedy și mergem să fii atent că când de revelion la Chicago, că acolo avea el familie și aranjați pentru mine și m-am dus acolo. Vai, și multă lume pe mine. Și Dar una, o moldovean, că era fostă profesoară, și -a... să nu rămâi aici, ca ajungi de rahat, a? să nu rămâi. Da, cei. Vezi de treabă, tu în țară, eu am fost cea mai renumită profesoară în, în Suceava așa cum a și mă duc și cumpăr de la second hand ani și le mai aranjez eu că zic și eleve când mă duc la școală, ești săracă că și ieri ai fost cu rochea asta. Umilință de aia, vai, dar eu când am auzit, să vezi de treabă că nu rămân, m străduit atâta să-mi fac un nume și acum ce, nu. Și... Dar se opunea soțul dumneavoastră la vremea aceea cu plecările și Dar faptul de ce că să se opună? Contract? Că doar el rămâne să te degeaba și Laura vine cu sacoșa cu bani. Cum adică să opună? Deci să înțeleg că ați fost mamă, tată, soție tot, și bărbat. Tot, tot, Măi, Da. Dacă... Și nu vă frustra lucrul acesta, Stai acesta, Laura? Dar cum? Dar eu... Da, de aia ieșirea a fost datorită uh, revoluției. Spun că a revoluția și a făcut și eu revoluție la mine acasă. <laughs> a făcut și eu revoluția mea să spun așa și o chestie, deci noi, faptul că am mers ca invitat, știi, acolo și noi câștigam bani, n-aveai cum să vii cu dolari în țară, înțelegi? Și atunci eu îmi cumpărasem aur și trimiteam videouri în țară și fostul meu bărbat le vindea și atunci un video era cât o dace, mă. Îți dai seama, când o venit Revoluția, pe minim au prins cu un sac de bani. Mi-am că avem un sac mare de asta de hârtie, nu exagerez cu nimic. Un sac mare de hârtie, așa pe toate videourile care le-am vândut. Și îi spun, măi, începe ceva o afacere, eu totdeauna am vrut să, să, nu fiu cumva salariata cu cuiva și la patronul să mă ia pe mine așa, să fiu și eu patron pe persoana mea, dacă am și posibilitate. Dar trebuie să-ți mintea și munca. Și atunci el, a, păi prea multă muncă pentru câți bani, dar zic, de unde știi tu? A, că am auzit pe cutare, că nu prea merge și -a... Dar zic, tu nici n-ai început și spui că nu merge las că ți arăt eu că o să margă la mine. Nu mi-a fost ușor, eu n-am făcut partaj și Victor era student în Iași și cânta la restaurant sărac când câștiga bani și o a dat lui taic să-i țină. I-ai văzut? Să iei banii copilului tău, încis de el. Da. Dacă o să ne vadă, știi foarte bine că nu spun minciuni. Plus de asta, l-a dat afară pe Victor să nu stea în, în gaz de la sora lui, care sora lui ține foarte mult la noi. Și totdeauna l-a acuzat pe el că este nedrept. Dar lui nu i-a pasat și eu să, uh, partaj n-am făcut, Eu am luat și banii lui Victor, o luat și tot ce am avut eu la Botoșani, o vândut și s-a dus și este al patrulea bărbat la femeia respectivă. Așa că, să știi. Bun. Ani de zile, ce ți-a făcut copilul ăsta? un copil talentat, un copil deștept, extraordinar, o cultură generală, că tot îmi spune, nu mai m-a laudat, dacă... măi, nu există ceva să nu știi din orice domeniu. Mi-am că eram cu un profesor de istorie, la și mergeam la, la, nu știu ce, Cologvio, și uh, au pornit o discuție de istorie și a spus asta, și, nu știu ce, și Victor spune, vă contrazic, nu vă supărați, dar nu i zice, anul cu tare și nu știu ce de ăla ai terminat istorie? Nu, nu, am terminat muzică. Și-o rămas să stă așa. Bineînțeles că eu m-am bucurat foarte tare. Ei, nu, nu l-a văzut ani de zile pe Victor, decât poate pe la televizor. Venea la, cât o stat la gaz de la sora lui, spunea lui, să, îi spunea lui Victor să-i spui la Aurelia că plătesc eu chiria. Dar o plătea Victor. Dar ați suferit, doamna Laura, că Victor nu s-a putut bucura de prezența paternă? Uh, și că -a Vreau să, să spun că Victor iubesc, a văzut tata. din tinerețe că doar a fost în familie și au văzut comportamentul lui, drăgeș și cu așa. Și atunci, deci pentru el, încă de foarte multe ori îmi spunea mămii că cu tata nu vezi ce face, dar ar fi bine să-l lași. Adică n-a fost, fost, să spun așa un deranj extraordinar. Și mai ales acum când s a comportat cum s a comportat, a dispărut total respectul Deoare pentru dar credeți că dacă există împlinirea profesională supremă, să spun așa, nu se îmbină la fel de bine și cu cea familială? Nu știu, mă gândesc că poate a e... fost un om independent, v-ați descurcat ca femeie, ați fost și mamă și tată. Da? Ați avut împlinire sufletească așa cum v-ați dori pentru că spuneați despre carieră și ați atât zis: Atât că asta. eu am avut împlinirea sufletească, atât uh, m-am bucurat că Dumnezeu m-a croit așa cum sunt. Și îi mulțumesc mult. Am știut ce îmi doresc în viață și m-am luptat pentru acel ideal, să-l cuceresc. Nu mi-a fost ușor. Vreau să amintesc că am stat în gazdă, deci la 20 de ani de cântec și un nume cunoscut în țară, să ajungi să n-ai unde să stai. Tu mă înțelegi ce spun? Așa. Și atunci când m-am dus uh, după aia în America am luat și am uh, trimis uh, bani și am cumpărat primul apartament în Iași. Victor era acolo. Așa. Și el a vândut tot și nu i-a dat lui Victor nimic. După ani de zile el sună de ziua lui și Victor nici nu l-a cunoscut. zice, da cine la telefon? El, taică tot, Da? Și atunci îi scrie uh, Victor un mesaj. Uh, Sunt și eu tată. Uh, cu ce te-ai achitat tu față de singurul tău copil? ca tată. Ce vrei să spui? El îi spune. Știi ce vreau să spun? Partea lui mămica mi-o dădea mie. Partea mea unde și unde sunt banii mei care nu mi-ai dat. Când ai să, ai să respecti aceste condiții, atunci să mai vorbim. Până atunci nu. Bineînțeles că nu l-am mai sunat. Să înțeleg că telefonul pe care îl primise Victor de la tatălui era în momentul în care și Victor devenise tată. Categoric. Da. Acum să spun când am, deviat, cum am ajuns eu în America asta și să ajung să cânt la capșa. Pe păi el Dumnezeu să-l ierte, îl chema o droaică Și acolo era Maria Cornescu. O salut pe această cale și îmi pare foarte rău că a dispărut de pe scenă o frumusețe de femeie, cea mai frumoasă cântăreață din muzică populară. Așa, cânta acolo și cu o orchestră, cu un țambal, cu firicel, așa. Și îi spune lui ăsta, colegul meu, mă, mă sui pe avion de la, de la Chicago la Kennedy și să mă aștepte asta. Imaginează-ți că nu mă așteaptă. Engleză, prăpăt, nimic. Și ajung și nu mă așteaptă nimeni. N-am ce direcție eu, puhoi de lume, unde mă duc, ce mă fac? Și eu cotoc așa cu și tinerică. Și frumușică, așa cum eram, mamă, ce mă fac? Mă duc să dau un telefon, că avem atât aveam carte de vizită a lui. Să dau un telefon. Eu aveam atâta bani de la Revelion. Măi n-am avut 25 de cinți. Și m-am dus la, opol, la un chioșc să schimbi. Nu, mm, ce no, cinci. Să clovar, dracu, doamne, ferește, ce mă fac? Unde mă duc? Mă și sunt uneca. M-am dus după un grup de, de călători ei mergeau în treaba lor și m-am luat și eu ca un cățel după ei. După ies și eu la vă poartă ceva. Și, când, și, am ieșit, am ieșit unde la șase benzi de astea sau o benzi, unde circulau mașinile una după alta ca valurile. Și eu, dar unul, m-a văzut că-s pe nicăieri, că, că căzută din lună și tot stătea la 3 metri. Zic că ăsta ce vrea? Ăsta vrea să-mi trag un par în cap, să-mi iei geanta, să și viața sau și Dumnezeu vrei, Doar nu mă vrea acum să mă iei diamantul, unde mă duce, când suntem în aeroport. Disperarea vieții mele și tot mă uitam cu coada ochilor să văd dacă se uită la mine. Măi, stătea așa cum stă domnul acolo. Eu am zis că îmi nebunesc. Dar urmăream mașinile, odată mă dau în fața unei mașini, ăla s-a speriat. E, crezi, face odată. Dar eu zic, crezi, crezi, dar vreau să, nebună, dar vreau să scap cu viața. Și ăla n-a oprit. Dar m-am uitat să vedem și cum arată ăla de la volan. Zic să nu fie un negrotei de așa la așa. Am găsit eu unul așa tot, tot stând acolo disperat și urmăream cine e la volan. Și pe prima bandă pe unde eram eu și mă uit și disperată, mă bag în fața mașinii lui ăsta. Ăsta s-a speriat, oprește mașina, eu repede mă urc în mașină. Cel mai lung drum al vieții mele, care tot timpul în, în imaginea mea, mă vedeam cu o mână tăiată, dusă, nenorocită doar pe podul ăla mai trecut, dar atunci mi s-a părut cel mai lung drum și cel mai lung pod. Care mergeai spre decapitare, așa te gândeai că ăsta din când în când, eu ce să vorbesc cu ăsta, habar n-avem nici o vorbă. Și el tot se uita așa, mă vedea speriată, dar avea totuși o, o față blândă așa, știi, l-am ales eu gine până la urmă. Așa era un creol așa și el săracul, cred că uneori se uita cu, nu știe și cu mine. Eu am arătat. Go here. I am arătat aici. Doamne, ce clipe am putut trăi. Zic, Doamne, eu nu mai ajung acasă să-mi văd copilul. Când am ajuns și am văzut hot, restaurant Capșa. poate dacă îl vedem pe Dumnezeu, poate nu mă bucuram așa de tare. Am văzut viața mea. Și am oprit că... tot. <hătă> am am, mi-au dat lacrimile, am început să plâng și ăla s-a speriat. Și costa numai 10 euro, de 10 dolari, că era cu dolari, și eu i-am dat 20. La care eu ăsta au rămas așa cum. Intru înăuntru, că ați ajuns în siguranță și în semn de mulțumire. Da. Chiar dacă nu știa exact. să-i spuneți. Și am ajuns înăuntru, ei erau la masă și ăla care trebuia să mă aștepte, adică patronul Dumnezeu să-l ierte coșmurit, era în colț acolo. Era și Lulescu, actorul și Maria Cornescu și formații. Și eu am intrat, am lăsat valiza, m-am spus până seara, m-am așezat la masa formații unde erau ei și am spus, vă rog să mă scuzați. Și am început într-un plâns de ăla în hohote, de, de descărcare, de să-ți dau tot, groaza și tătă imaginea aia groaznică care m-a bântuit până aici. Și ăia se uitau, pe urechile nu erau înfundate, eu numai nu puteam să mă opresc din plâns. Și ăia vorbeau fericit, se uitau, ori violat o violat-o cineva, ori o pățit ceva, săraci, și speriați, se uitau. Plâng, plâng, îmi revin. Ce ai pățit, Laura? Și îi spun. Și lulescu. Ne sunt sătul ăsta ne-au înjurat, nu, că ne-am dus, nu știu, la un patron, unul de Crăciun, să l-o chemat acolo să, să fac o masă, o făcut eu un mic spectacol și ăsta, da, mi-a dus clienți acolo, dar nu a fost adevărat. Și spune, măi, ne-a omorât ăsta, zice, ăsta, zice, m-a înjurat de mamă și -a mama moartă și asta, -am, spus, zic, nu nimic. Laura Beiu, nu-i zic, dă-mă, zic dă mă -nuschi". să mi revină între timp, intră o trupă de clienți care erau tocmai din ce măpă parcă tot era aranjat. Și a zis, ai nu-i Laura Lavric? Zice, da, hai nu-i Și -o am făcut vreo 400 de dolari, repede. Și am vrut să împart cu ei, și nu, nu, rămân la tine. Aici nu mai stai. Între timp a venit unul care spune, măi, zice, vezi că are un restaurant mic, o moldovean, de a de pe la Bacău, du-te la dânsa, nu mai stă la asta. Seara am dormit la el, cu Maria Cornescu și cu Lulescu. Așa. Ăla mare gospodar, când vine pe București, îți dai seama când se dădea pe lângă artistic, care restaurant cap și dar era închiriat și va de cap. La baie avea un țol. Înțelegi? Și un câine flocos și răpănos și mare. Zic, și ține o și îl pe un pat, și eu pe un pat. Și când a început, cu tiroc să mă scurs. A început o sfărăială, că a zis că nebunesc. Și să-mi în urechi. Auzi, și eu ca nebună ne-am băgat niște pâini moale. Aia s a uscat și s-au făcut tot în urechi. N-am zis că mai, 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 ies de aici așa surd. A. Dimineața, eu aranjat cu să mă duc. Mă duc la el. Fii atent aici. Și era pe un, -un vas, un fel de prăjituri așa rotunde, acolo. Maria zice, hai că mă duc să fac un duș, plecăm să mâncăm în oraș. Eu zic, mă duc, gata, l -l las pe asta, nu mai să fac. Așa. Și avem o foame să ferească, Dumnezeu dar a la sfăreală toți spuneam lui Luliescu, Luliescu, întoarce pe partea și altă că mor. Doar... <laughs> mă, lasă-mă că și așa m-a omorât ăsta, zice, acum și tu mă omori. Auleu, zic, lasă-mă că de te las, plec de la nebunos. Bun. Cât face Maria bai, eu ruptă de foame, eu din prăjiturile și ele. Mănânc una, asta n-are gust, mai e una. Mănânc. Tu, Marie, gospodarul ăsta cu câinile ăsta flocos și cu confortul ăsta când vine România să dă măreți. Zic, și prăjături, n-au niciun gust, da, e din bai. Așa le-a sa câinelui. Și am mâncat prăjituri câinii. De aia n-aveau gust, doamna. De aia n-aveau niciun gust, îți dai seama. Erau pe gustul câinilor, nu pe gustul meu. <gântu -i> Vreau să îndrăznesc să vă întreb de ce o femeie atât de înțeleaptă, atât de fină cunoscătoare de sine și de oameni, nu a reușit să-și păstreze căznicia și dragostea. Bine, dragoste despre care e... puțin mai devreme nu spuneați. Dragoste. Există ceva din care putem să învățăm? Știi, știi ce există, iubita mea, și -o spun totdeauna? Destinul. Destinul nu poți să-l păcălești nimic, niciodată, orice ai face. Cum este o vorbă în, în lumea satului, și ți i scris în frunte pus în gaură de șarpe, dacă te-ai băgat, destinul te găsește acolo. Deci credeți cu tărie în destin. Cu tărie, cred în asta. Că, pentru că ce ți-ai scris? Uite, mi-a fost scris să ajungă cântăreață și mi-a fost scris ca să vin aici să te fac să râzi. Iacă, am ajuns. Iar dragostea și aia este un destin. Este un destin de căsnicile cuplurile care rezistă în dragoste până la dins bătrâneți, înseamnă că destinul lor așa a fost scris. Și să trăiesc o frumoasă poveste exact, de iubire. Exact. Așa. Acum, vreau să spun, eu am mai avut câte o relație, așa că dacă e de 25 de ani. Uh, ca și am uh, avut o cunoștință în America, în New York, care era inginer la fabrica de piese de schimb de avion, de asta așa. Era mare și nu era însurat, un bărbat bine așa, era din Cluj. Și uh, că să rămân acolo, eu, niciodată. Deci n-ați făcut compromisul acesta? Niciodată, nici dacă zic eu nu mănânc blocuri. Dar l-ați iubit? Nu, nu. Adică eu, uh, cum să spun, până la urmă știi ce rezistă? rezistă uh, înțelegerea și Respect. proiectele care vrei să le faci împreună. Înțelegi, ajutorul reciproc. Aia, un fel de prietenie bună. Aia, că dragostea oricum dispare, că așa e scris, să dispară că nu poți să iubești ca la 20 de ani sau ca la 30, nu. nu Am prea. urmărit un interviu pe care dumneavoastră l-ați acordat și mi-am amintit că ați făcut de... rămas cântecul. Aceasta a fost cea copilul. mai mare dragoste, dar vreun bărbat cu adevărat l-ați iubit, ați trăit da. o mare poveste de dragoste. Am trăit, până acum. așa când înainte de a, de a fi cu, cu bă, fostul meu soț, bine, dar n-am avut uh, intimități și asta, dar uh, când se spun, zice, băi, așa așa e din că îi, îi, îi uh, fluturi în stomac. Măi, chiar e adevărat, am simțit și eu un, un uh, roi de fluturi care care omorau stomacul. Și totuși nu s-a finalizat dar nu s-a finalizat, că așa a fost. Eu am luat uh, alt drum și respectiv era inginer și mă rog cu drumul lui și așa a fost Dar să fie. Voastră că bărbații buni sunt luați. Da. Știi cum am eu Iar o vorbă? Răi? Când mă întreabă, dacă mă întreabă, zice... Uh, nu v-ați găsit, nu zic, Măi, aici care s lăsați nu-mi trebuie și aici e bune luați. Na, asta e. Vreau să spun că... Și totuși dumneavoastră, mama de băiat. Și aveți un băiat și v-a făcut și bunică. Da, m-a făcut și bunică, da. Am un băiat de 11 ani. Uh, și Victor, un copil foarte, foarte deștept și a avut și un flair așa și în afaceri. Că vreau să spun acum cu pandemia asta și cu lipsa de, de activitatea noastră, știți că artiștii s-a afectați. Am, mi s-au amânat evenimentele anul trecut pe anul ăsta, anul ăsta pe la anul. Acum ce o mai fi, poate să, să prindem, să stăm în stand cu niște cântări, să vedem prin septembrie, august-septembrie, dacă o fi. Dar, faptul că eu cântam în America și îi spuneam lui Victor, măi, măi Victor, și fac doamnele și fel de afaceri, eu totdeauna ca să am, știi, să, să nu depind de cineva. Nu mi-a plăcut, totdeauna n-am vrut să depind de buzunarul cuiva și am vrut să fiu eu stăpână și tot ceea ce-mi doresc să am posibilitatea în geantă să-mi cumpăr. Și să-mi fac plăcerea sufletului cu munca mea și cu banul meu, și atunci e cea mai mare satisfacție. Înțelegi? Nu se depinde unul și pe urmă să-ți depinde, hai, că te-am întreținut, că ți-am cumpărat și pe urmă, ai văzut cum, cum pe urmă se judecă și împart parc cadouri. Există vreo proiecție no. din viața dumneavoastră, doamna Laura, în care se regăsește și în viața fiului dumneavoastră, Victor, pentru că știu că și el este divorțat? Da. Mă rog, nu s-au potrivit, relațiile sunt bune. Ea este medic la uh, Piatra neamți, și Victor Neaș se ocupă și de afacerile noastre, avem uh, spații comerciale, deci uh, pandemia asta pe mine m-a afectat numai că nu m-am întâlnit cu publicul și cu scena. În rest, toate ce spațiile care Victor a venit cu propunerea și eu l-am ascultat și am făcut foarte bine și îi mulțumesc pentru, pentru că eu mers uh, mintea. Și uh, material nu, nu ne-au afectat așa decât uh, la pensiune, camerele, că dacă lumea nu circulă, dar jos am pizzerie și ăla o făcut la domiciliu și se descurc foarte bine. Livrar, Italiar, cea mai bună pizza din Iași. Când vii la Iași, să vii la mine. Mulțumesc, doamna Laura, din suflet pentru invitație. Da. Și... Ce vreau să-ți să mai spun? Mai întreabă-mă. De fiul dumneavoastră? Da, și de la el. Și Victor. Mai, așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Nu, nu s-au potrivit la caracter. Așa. A fost. ea n-a rămas însărcinată. mi și și Victor n-a o tras. Așa până la copilul 2 ani, dar na, asta a fost. Nu vreau să po povestesc în locul lui. Că nu... Până la urmă oricum cred că este împlinit că are dar copil este împlinit și... și tot timpul și ieri au fost la băiat și o large... e bună. Merge în vacanță cu cu fosta nevastă. Înțelegi? Pentru copil că e na, încă la 11 ani nu e, de la 18 încolo, poate să o și el știi? Că hai tata să mergem numai noi doi sau mă rog. Dar până, până, la 18 ani cam depinde de, de mamă să asculte. Și Victor nu se bagă, nu vrea să strice relațiile și relațiile sunt bune de colaborare ca părinți pentru unicul lor copil. Și pe mine mă bucură. Îți dai seama că eu cât am muncit și cât i-am făcut confort și vile și asta, da. V-ați fi bucurat bine, Victor, să vedeți... da, a câștigat foarte bine, a avut turnee în Japonia, au cântat pe, piano bar, au fost turnee bănoase. Bine, bine. Pe urmă, trupele lui care l-au avut uh, cu Jolie Maiaia, cu astea și au cântat uh, Și totuși poate nu... nici cel foarte împlinit sufletește. E bine că măcar își vizitează bine... copilul și au o relație Doamne, dar nu fă... se poate. Copilul îi seamănă leit. Și caracter și tot. Îl iubește enorm. Da, și... Da, păi, și mă sună. Bica, ce faci, Bica? Bica, ce telefon ai? Zic, mă, am eu de pe timpul lui Ștefan cel Mare, nu ai fost așa performant. Că pe eu le mai scap pe jos și am spus, dă da, las cu el. Lasă-mă cu tastă să vadă baba acolo. Doamna Laura, da, sunteți așa un om puternic, un exemplu de femeie. Cum ați trecut peste dezamăgirile vieții? Peste a. suferințe? Nu o să creadă lumea și vreau să le spun. Sunt de o sensibilitate extraordinară. Dacă tu plângi, eu plâng imediat. Dar dacă... Să nu crezi că mi-a trecut, am trecut ușor, mai ales când o venit și surioara să mă facă cum m-a făcut. Vreau să spun la vinea, eu am avut tensiunea 12, toată viața. Și când am văzut ce spune despre mine la televizor, când am ajutat tot tâta, bine, eu m-am jucurit -o și pe mama și pe tata, după ce au mărit ei, au venit și mi-au scris întâi un mesaj, am să scriu cele mai urâte lucruri despre tine, să fii nevoită să pleci din țară nu putut să suporte niciodată celebritatea mea. Dar în copilărie cum era relația dintre dumneavoastră și În copilărie, dacă ne lăsa mama pe amândouă să facem treabă, să mergem cu mei, cu vacile, mergi tu. Rea de mică, mă. Omul rău e de mic, nu. N-ai cum să te Deci încă de mici da. aveați o Da, altercație. era rea cu toată lumea. Rea, un om, un copil rău. Și când am văzut ce spune, mi-a ieșit pete albi pe față, așa, dintr-o dată, și am zis că eu mor. A fost pentru prima dată în viață când mi-era rușine să ies din casă. Că nu știam cum reacționează lumea. Zic, oare poți să creadă așa ceva? Cum poți să crezi când eu cântam la români și români au români în țară și vorbesc? Mai Laura Lavri cântă aici. Elena Merișoreanu, săracă, doar era pe acolo la... Și ea a venit și s o bagat. Și -o, băga, și o jos. Cum Bă, poți să acum așa? Vă dau și cred că da. aveți o suferință. Vai, pe... o suferință și vreau să spun că de atunci, de la evenimentul ăsta groaznic, uh, mi-a crescut tensiunea și eu, pastile, nu puteam să-mi stabilesc tensiunea. Și iau pastile câte două la dimineața și câte două la prânz. Dar de ce a făcut lucrul acesta față din de dumneavoastră? De rea și de invidioasă. Îți dai tu seama să vii tu să spui așa ceva? Mă, ca să faci prostituție. Păi, dar să auzea mă! Doră, nu făceai tu tu singură, sau cum? Făceai cu cineva, nu? N-aveau să vorbească ea. Să n-auzi, o -au auzi vreodată cineva așa ceva despre mine? E sânge din sângele dumneavoastră? Da, să aveți eu când o altă ajung, când, când vorbesc, unii, ei, șapte ani de acasă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Caracterul. De sus. Șapte ani de acasă, aceeași educație am primit și eu și ea. De ce eu sunt așa și ea este? Cum e? Deci, nu aceeași educație o primit ca și mine? Ca să vezi. De ce nu sunt Vai că șapte ani de casă. Vezi de treabă ce șapte ani de casă. Poți să aibă și 80 de ani, 70 de ani de acasă. Da, ți că... doamna Laura? Uh, nu. Am mers, am fost nevoită să mă apăr, să dau în judecată. Că nu se oprim. Um, Vreau să meargă și la măruță. Și măruță a spus, nu te primim. Da. Peste tot o vrut să mă și atunci am dat-o judecată că am spus că altă scăpare nu-i să opresc nebuna. Și am dat-o în judecată, ăsta când l-am luat pe domnul Dancu și când o văzut așa ceva, și nu se poate. Și bineînțeles că am câștigat procesul. Eu, ea neavând aici, aici nicio proprietate în țară, și România n-are relații cu Canada și cu asta Atunci nu aveai cum să iei banii Și singurul lucru mi-a spus avocatul Că poți să iei din pensie Mă, cât poți să iei de pensie? Pensia care o avea aici Poți să iei cât? 50 de euro pe, pe lună Și 5 euro eu Nu de răutate O pic de răzbunare pentru ceea ce a făcut Că eu n-am dat-o judecată să câștig bani pe, din, din judecata cu ea. Eu am dat-o judecată să o opresc de a mă umili și de a mă băjucuri degeaba. Și după ce am câștigat procesul, noi am închis toate posibilitățile de a intra să vorbească cu mine sau cu Victor și o odată Victor, mamică, zice, fii atent că ai un mesaj foarte interesant. Dar eu zic, de la cine? De la surior, ta? Cum adică? Dar ai spus că ai închis tot și cu... Păi nu. Dacă suna, o suna de pe alt telefon, atunci au putut să intre. Uh, ne cerem scuze. E adevărat că ne-am aruncat cuvinte grele una la alta. Dar și cuvinte am aruncat eu. Auzi, mă, nu, nu e normală. Și să, zice să ne, uh, să ne împăcăm și îmi cer iertare. Zice că ne dor de voi, da, Victor? E dor să ne mai facă de cacao. Da, că nu mai are ni bajicuri. Da, nu. Om rău, așa a fost. Nu -a o bajucorită pe mama și nu a venit nici la mormântare. Da, deci n-ai n, -ai, n, -ai, n -ai ce să faci cu o oameni. Tu nu vezi ce de oameni sunt. Dar a fost mama dumneavoastră în viață, doamna Laura? N-avea suferința ca părinte să vă Măi, totuși așa tot de timpul zbinar. copiii noștri și Fixa și Victor mergeam în vacanță și tot timpul mama, n-a că eu... Mă, dacă au ajuns a fost meu bărbat, spun, da, și îi ții și e merge numai prin turnei. Și... Ăsta m-a întrebat la un moment dat dacă suntem surori bune o perioadă n-am vorbit. Pe urmă, ca să, să... totdeauna eu i-am creat posibilitatea să înțeleagă că ceea ce face nu este adevărat și nu este bine. Și că eu îmi doresc o relație normală, ca între surori, ca între frați. Nu putea suporta. Cum mă vedea la televizor? Cum mă vedea? Măi, nu, nu se poate așa ceva. Și nu avei cum. Dacă e născut așa, ce vrei să-i faci? Și atunci eu tot am iertat de la mine așa. Tot am lăsat de la mine să nu, să nu suferi părință că, uite, nu ne văd că vor, nu vorbim și asta. Da. Bineînțeles că părinții știe, doar ne mai întâlnim câteodată la țară când vine și ea și nu vorbea cu mine. Și părinții vedeau și ca să nu facă, știi, discordi, să mai zică ceva, că știe cu să nu o duci la capăt și lasă așa. Sunt convinsă că suferința a fost, stai seama. Da? Ce mai mare suferință m am avut eu. De ce asta făceam? Deci, nu asta. Sunt lucruri care se pot ierta, dar sunt lucruri care nu se pot ierta. Și îmi doresc ca această rană care mi-a făcut-o în suflet să cicatrizeze. Dar nu cred că am singura, singura cicatrizare, cred că o să fie hârlețul. Altfel nu se poate. Nu se poate nu se Groaznic. Groaznic. A fost extraordinar, șocant pentru mine. Mai am crezut că ajung la balamop, Așa ceva. Să faci la un om, la un om bine și am întrebat, am întrebat un psiholog. Zic, de ce, de ce la unii care le faci bine, îți fac rău? El știe că acel bine trebuie să ți-l răsplătească. Dar face în așa fel ca să-ți facă nervi, să intervină supărarea și el scapă de a -ți face, dar face el, bine, să-ți plătească Dar credeți fapta? că binele făcut se întoarce, doamna Laura? Nu. nu. Nici răul? Răul, dacă îi dai posibilitatea, îl face. Tu ai impresia că eu, dacă aș ierta eu vreau să spun așa, în fața lui Dumnezeu, în fața publicului și în fața voastră, Că ea este iertată. Pentru că eu sunt un om credincios. Eu când am mers la măruță cu Biblia și am jurat pe Biblia și am spus la această femeie, nu i-am făcut niciodată niciun rău. Ea este iertată. Am spus și la niște televiziuni. Dar în viața mea nu mai vreau. Pentru că de multe ori am luat-o după ce și am luat-o și au făcut același lucru. Și nu mai vreau. Vreau să am liniște, vreau să fie sănătoasă acolo unde este, să-i meargă bine, să, așa, să mă lase în pace. Pentru mine nu există. Ați mai trecut totuși printr-un impas mai recent, momentul în care v ars casa părintească. A, nu! Aia, a... Fii atent. Baba le făcut testament mie, ca dovadă că s o văzut caracterul, nu? Așa, eu eram venită la Oradia, n-am a... Lumina am lăsat-o, înțelegi, instalația de lumină, cu toate că nu stătea nimeni, casa era încuiată. Dar am zis că la cel care am să vând, să nu mai meargă să plătească lumina, că și așa costă destul de mult și lasă, că nu, și așa nu stă nimeni și nu o să o folosească asta. Casa fiind casă mare și din lemn, din butuci, de ce e făcută pe vremuri, că a fost înainte la un bogătan de la care o cumpăra părinții mei, și șura unde se ținea animalele și încă mai rămas fân și iară toată din lemn, era instalație făcută și la șură, că de acolo a luat foc, înțelegi? Că atunci când mergeau la animale, numai apăsau, prindeau lumina, nu mai mergeau ca pe vremuri cu felinar și cu, când nu era lumină electrică. Și eram la radio și văd, ajung la hotel, dau drumul, eu sunt dependentă de televizor, dau drumul la televizor, Aseară, la ora 11, a ars casa unei mari cântărețe de muzică populară. Dar eu, valiu de cu oricine, o fi nici o clipă, nu m-am gândit că poate fi la mine. Măi, și dau la televizor asta și spun de mine. Și când am văzut casa, așa în flăcări, spune, eram cu cafea, am scapat o jos și am spus. Am văzut cum, cum arde copilăria mea. Toată copilăria mea care era în flăcări. Îți dai seama, cu toate că casa deja era vândută, înțelegi? Dar, dar eu din suflet n-am vândut-o, înțelegi? Dar trebuia să, trebuia să... Mai ales că nu era locuită. Nu era locuită și acolo și pământul așa trebuie să te ocupi de el care era, că am vândut cu totul, știi? Cine o luat, da. Și... Acum unii spuneau, ea, cred că doar toată lumea din sat știa, știi, așa. Că... Zice, cred că sora ta, zice, a pus pe cineva să arde și asta, da? Dar nu arde, putea să nu ardă numai casa mea, casa noastră, putea să ardă și ale din vecini, că tot erau dilemă și una și alta. În momentul în care ați povestit de casa părintească, v-am văzut ochii în lacrimi și da. spunând așa între ghilimele că ars copilăria Da, mea. seama, te-ai trezit acolo, bă, acolo ai, ai, trăit, acolo ai, te-ai te maturizat, acolo ai fost pentru prima dată la hora satului, pentru prima dată ai început să cânti. Ai, Astea ai... sunt amintirile da. care Categorii. nu ard niciodată, din Nici sufletul nu. nu. Nu, de-aia m-am și exprimat în felul ăsta. Dar așa. ce amintirea ați vrea să retrăiți? sau o îmbrățișare a mamei, o povață a tatălui? Uh, ce vă vine în gând? Uh, da. Nu știu dacă aș mai vrea să fiu copil. Să zic că, măi, prin câte trece omul, știi? Așa, și poate că n-aș mai vrea să trec prin atât așa. Dar nu știu dacă mi-aș mi dori, mi-aș dori ca ca să fi fost și părinții și ea să fi fost cu minte și bună. Și să mergem toți, cu eu cu Victoria ea cu Fic, să ne întâlnim și să, să așa să fie o Relația relație de frumoasă, de familie, să mâncăm împreună, să ne povestim, să râdem. Să... Dar asta a fost de puține ori și de scurtă durată. Dacă ar fi să vă întreb de o durere mare pe care a trăit-o și care ați simțit că asta după a ea asta v-a maturizat. Asta a fost. Relația cu sora da, Da. Pentru că părinții nu mi-au făcut ce mi-a făcut ea. Și nici cel mai mare dușman nu mi-a făcut ce mi-a făcut ea. Da. Asta e. Groaznic. Groaznic. Momente, momente care am spus nici... Nu cred că este un dușman mai mare ca ea. Ca să zic, mă, să nu treci, pe, să nu treacă nici un dușman prin ce am trecut eu. Pentru că nici un dușman nu poate fi ca ea ce vă lipsește și ce credeți că ar fi spus mama dumneavoastră ca relația dintre uh, soră și dumneavoastră doamna mama vor, ar fi funcționa. Uh, uh, Aveau un proces cu, cu pământ acolo, că i-l a luat unul și eu avut dreptate. Așa și și apoi ne povestea mama. Uite. Am văzut două și acolo care care se judecau și Uh, amândouă surori să nu aud așa ceva să nu, să nu se întâmple între voi așa ceva exact când mi-a făcut ce mi-a făcut exact imediat primul primul gând, gând mi-a zburat acolo și parcă i-am auzit vorbele, zic ia, uite da Nicio, niciodată să spui că vai că ție nu se -ți poate întâmpla că nu știi ce ți-ai scris că da, de-ar ști omul ce-ar păță, dinainte s-ar păză. știi Uh, și destinul până la urmă e destin, mă repet, uh, oricum se întâmplă ce ți i scris, tu nu știi și e foarte bine că nu știi dinainte, dacă mai e așa pe altă parte, știi? Doream știu dinainte că ea este rea și asta și tot am iertat, și tot am sperat că va vedea că eu nu-i vreau rău și că o ajut. Până și dosarul de pensionarii l-am făcut, că era în Canada și eu l-am făcut. După ce a terminat tot, uh, a început bagiocura. Așa face de fiecare dată. Și când avea nevoie de relațiile mele, de că eu putem să rezolv orice, atunci mergea la mama. Numai Laura pot să mă ajute și nu mă. o fară de servicii la Suceava, de rede, re, de nebună, am adus-o la Botoșanie. V-a afectat de casă, de imaginea azi, da. dumneavoastră, relația nu. pe care ați avut-o și faptul că oamenii nu. vă discutau Niciodată, pentru nici, asta. nici că ce s-a întâmplat cu ea, vreau să spun că mi-arara mi era uh, rușine să ies pe stradă, că nu știam cum reacționează. Acum lumea de pe stradă, știi, te cunosc și nu toți te abordează, n-au curaj sau așa. Mai erau niște bătrânele și... Cred că dacă nu se întâmplă asta, cred că niciodată n aveți să spună. Ce faceți, doamna Laura? Și atunci, ca un semn de curaj, mă băteau pe spate, așa, pe stradă și mă uitam, zic, cine? Să nu știți, năcăjită, că vă iubim. Sora dumneavoastră e bolnavă m-am dus la primul spectacol și asta și atunci am spus, zic, vă mulțumesc, zic, că mă iubiți și zic, o singură persoană nu mă iubește. La care ei, lasă-o, doamnă, că e bolnavă aia, dă imediat. Și deci acesta a fost un mare curaj din partea publicului. Iar tot ce ți-a scris după aia pe Facebook, mă, unul n-a scris că a făcut bine. Pentru că așa ceva nu poți să faci nici, nici dacă, aș, dacă aș fi făcut ce am făcut. Da, mă, am fost ușurate cu bagabonte, ce vrei să fac? Aș, nu te pe. totul dacă a, Da, da. Dar să inventezi așa ceva. Doamne. Dar când a plâns ultima dată, doamna Laura, și de ce? Cum? Când a plâns ultima dată și, și de acum ce? Și plâng, dacă vrei. Eu plâng imediat. Și asta numai de când mi-a făcut ce mi-a făcut. Cred că fost nervos. V-a afectat emoțional. Foarte mult. Și faptul că dincolo de toate sunt sentimente, e sânge din sângele dumneavoastră. Mă, la asta nu, eu când am auzit asta cu sânge, lasă-mă cu sângele ăsta, nu vezi cum își tai capul și mâinile și... Nu, știi ceva? Câteodată mă gândesc că unii și vai, zice, n-ați făcut, zice, așa să aibă și fișorul și un frate sau o soră. Decât de, de, de cât zic. Când te supără sora sau fratele, e mai dureros decât când te su se supără unul străin. Așa. Și de foarte multe ori te împaci mai bine cu străinul decât cu, cu cel din familie. Dușmanii nu pot fi numai ăia străini. Pot, pot fi, uite. Sunt și părinți care îți dușmăresc copii, nu? Și invers. Sau frați între ei. Sau. Cum vă împăcați la vârsta dumneavoastră frumoasă, cu singurătate? Eu o acceptate, o, o acceptare, în o resemnare? Măi, stai seama, la felul vreau? meu cum sunt, eu nu pot suport singurătatea. Eu, cu pandemia asta, sunt un om bolnav. Bolnav. Eu o eu de nebună prin oraș. Circul, toate magazinele, peste tot, am treabă, n-am, mă duc. Nu pot să stau. Așa, și pe urmă televizorul, așa? Și faptul că în Iași stăm la vilă și eu stau la parter și e duplex și Victor să sus, faceți schimbă de... Dacă n-ar mai fi fost și el, cred că nu știu. Nu știu. Dar, Dar, de ce totuși n-ați acceptat un bărbat în viața dumneavoastră? Un bărbat? Da, doamnă. Păi și-am spus adine ori. Că i-a să-l luați. Auzi? Stai că spună, -mă, ca să ne distrăm. Vin nervoasă de la telefon, zic și să spun cu, că, că n-am plătit și eu... <coughs> doamne, n-ați Cum n-am plătit? Am plătit. Eu stai că m am dus să caut eu așa acasă. Și căutând acolo, când stăteam cu Victor, când stăteam în, a, în același apartament, știi? Când eram în apartament, pe urmă am venit la casă. Și el a citit-o că doar n-am avut niciodată secrete, că nu știe nici să-și scrie și a lăsat-o deschisă. Eu furie căutând acolo, așa, dau de asta. Scrie. Stimată doamna Laura Lavric, mă numesc cu tare, stau în adresa cu tare, număr de telefon, sunt pensionar, am o pensie de 10 milioane, dar eu zic bravo, deja mi se zburle părul, așa. <laughs> um, îmi plac plimbările, plimbă-te mă, că plimbă plimbă am plimbat unul pe banii mei și când Dacă vă convin condițiile, aveți, aveți un număr de telefon. contact. Mm. Și am mai căutat uh, aia. Dar oare ați, ați avut repulsia aceasta și... Hai uh, să spun și îl sun. Cu să număr de telefon omul, nu? Alo? Cu tare, cum îl chema? Uh, Laura Lavrică, el o răspunsă, da. Laura Lavrică la telefon, da. Ce-o fi zis? prins prostul, hai. E, mă, în viață dacă ești, odată poți fi prost, dar dacă ești de mai multe ori, deja trebuie să merg la spital. <rătări> Înțelegi? <rătări> Auzi, băi, boșorogul Vrei plimbări, da? Pe banii mei vrei să te plimb? Pentru ce mi-ai dat telefon? Că zic, mă duc acum la adresă și trag doi pumni cap. La care v am văzut la televizor că uitați bărbat. Și tu te-ai gândit, ia uite și bărbat grozav ești, te-ai gândit că îmi corespunzi mie, nu ți-ai rușine la obraz. 10 milioane da. pe zi. Și el a fost sincer între mă. Măi, zic, eu am spus la televizor, uite cum m-ai întrebat tu. Așa, și dacă mă întrebi, acum să spun și condițiile alea, deși sufletește nu-mi dorești, dar să spun așa. Uh să fie mai tânăr ca mine, dar nu cu mult. Poți să fie și cu 10 ani. Să fie mai deștept, nu mai prost. Că dacă am lacune să aibă cine să mă ajute. Așa. Să aibă bani, dacă nu mai mult, măcar cât mine, ca să ne compensăm. Așa. Și să nu miroasă transpirație sau să miroase din gură, că nici nu face un pas să intre în casă. De la ușă îi fac vân. Du-te și te spală răpănosule. Doamna Laura, dar știți de ce v-am pus întrebarea? Că totuși sunteți acum, o acum, Acum să nu se simt așa niște bărbați să spună, ia uite mă, asta ce ficoare, ce fi. Acum am dorit așa, așa un pic de da, ca dar, să cred vă că e normal să aveți și noastră Să știi că sunt condiții. Să nu sfori, mă, că eu, eu cât am trăit cu bărbatul meu, dut separat. Hai, lasă că mai faceți rost de pâine și vă mai băgați Nu în mai lache. bag pâine, <laughs> acum nu. Îl bag pe el afară, gata, nu mai <laughs> Eu v-am întrebat pentru că sunteți o femeie frumoasă, ați fost tot timpul frumoasă, sunteți independentă și mă gândesc că ați da. fost curtați. de bărbați. ceva? Acum, uh, uh, ești și un pic de, de frică. Știi când ai pățit odată să mai pățui a doua oară. Că eu iau un neaurt, da. nu? A, da? Și în al doilea rând, mai. Dar dacă n-am cerințe pentru și să mă sfore unul și să mă deranjeze prin cap și să-mi și tabieturile mele, a? pentru ce? Dacă eu nu pot să spun pe post. Sunteți bine, așa cum sunteți? Sunt bine, așa. Fără hormoni. <laughs> ce pierdem și ce câștigăm, doamna, Laura, da. odată cu trecerea anilor? Uh, uh, ce câștigăm? Mai nu știu dacă uh, anii trec că vrei să câștigi ceva. În primul rând, eu cred că cel mai mare câștig să fii sănătos și să trăiești cât mai mult lângă copiii tăi, lângă cineva te iubește și tu iubești copilul tău. Iubesc publicul și vreau să trăiesc pentru public, pentru mine, pentru nepot, pentru copil. Nu știu dacă ăsta poate fi un câștig, dar cred că e un câștig să trăiești și să ai tot ce trebuie. Și că te-a ajutat mintea și destinul, până la urmă, o contribuie destinul. Dar, dar destinul poate să fie. Dar dacă tu nu te lupți și nu nu lei, nu îl îmbrățișezi și nu, nu te gândești, mai ce pot să fac cu destinul ăsta? Tre trebuie să fac, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Și atunci, dacă ți-ai scris să, să te realizezi și cumva destinul să, să fie așa cum ți l-ai dorit, e bine. E bine. Și e un câștig, pot să spun, și e un câștig și asta. Păi e un câștigat am câștigat, aoleu, câte câștiguri am. Am câștigat un copil minunat. Am câștigat un public care mă iubește și eu îl iubesc și îl prețiu și am spus că cea mai mare familia mea și mai dragă este publicul. Cea mică o am acasă. Așa, am câștigat să fiu sănătoasă. Nu m-am prea zbârșit așa cum spunea mama mea, Dumnezeu să ierte. Tu, Laureca, dar și spune și ea că e mai tânăr, că așa e dezbărșită pe față ca o cotranță. <laughs> știi ce înseamnă cotranță? Da. Știi? Da. moldoveancă? Nu, dar știu termenul de cotranță. Al, știi. Ăla când spui pe jos așa și când îl stori și apătăt rămâne boțătă. Zicea bunica mea deși era din Oltenie. A, da, da? da. N-am știut, am crezut că aparține numai Moldovei. Am crescut și la țară. A zis că cotranță la sunt numai Moldova. <laughs> da. Um, Cum am aflat și de barabule puțin mai barabule, târziu, că eu spuneam da, cartofi și nu înțelegeam, credeam da, da, că e o jignire. Da. da. Și uite, câștig, că mă întâlnesc cu voi. Uite, acum e un câștig în pandemia asta, că pot să mă mai întâlnesc cu cineva, să stăm de vorbă. Să mă îmbli numai mie, că văd că tu nu prea nu păi, te-am nu, nu te -am lăsat pe să e dedicată folclorul sub lupă, pentru că ei sunt sub lupă pentru toți da. telespectatorii. Da, și lupe am avut eu la <laughs> Hai, haideți să vă mai întreb ceva, doamna Laura da, Pentru că nu mă îndreabă, de tu? prezența în emisiune Și mă bucură lucrul acesta Eu vreau să, să prezint așa cam uh, cap-coadă viața mea Și acum te las pe tine să întreb Ce, ce n-am spus eu <laughs> Cum vă explicați faptul că În lumea aceasta artiștilor În care ar trebui să fie cei mai frumoși dintre noi Se întâmplă și dezamăgiri Prietenii de comprezență Sau bârfe Ați avut parte de așa ceva? Da, da am avut, chiar am avut uh, prietenă care am crezut că o viață mi este prietenă și m-a dezamăgit. Adică când a fost sunată să spună ceva despre mine în perioada când eram uh, în probleme, a spus că nu se bagă. Și atunci mă întorc la proverbul și zic, când se cunoaște un prieten adevărat la nevoie, atunci înseamnă că este un prieten de fațadă. Da, sunt și mici, cum să spun, invidii de astea profesionale, adică poate că unii nici nu și le doresc, dar se întâmplă în sufletul lor. Când vezi că una are mai mare succes, că e mai frumoasă, că e mai solicitată, că e mai, mai realizată, cred că nu trește acel sentiment de ură și invidie. eu cred că asta pleacă și din fiecare om iar ajungem la pentru că iar ajungem aveam la caracter la cu care asta, vorbeam da. și spunea nu reveniți niciodată dacă unul are un talent și altul are cinci. Așa a fost lui destinat. Da. Să aibă mai mult și fiecare să se bucure de ce Mă are. gândeam, uite, apropo că mi-ai deschis iar uh, uh, mi-au mi venit o idee. Când eram necăjită cu sormea și îi spuneam Nadia Comăneci care a cucerit planeta. Ce ar fi trebuit să facă fratele ei? Să o omoare sau să se bucure? Sau ă, asta, Simona Halep. Simona Halep, iară cu frate. Am fost la, la, cu, la botezul lui, lui ne, nepotul ei. Da, și ne-am întâlnit la costanța, Cel de-al da, fratelui, da. da. Și câte nu poți să spui. Mă, omul rău e omul rău și gata. N-ai ce, ce să faci. Nu vezi câte se întâmplă, câte îngrozești. Dar aveți vreo dorință rămasă nematerializată? Uh, nu știu. Nu știu. Alea care nu le-am dorit s-au întâmplat. <laughs> Iar ce pot să mai doresc, uh, nu știu. Nu știu. Măi, ne-a luat pământ de veci, fieți. Auzi? Uite, până și această dorință s-a materializat. Încă nu, stai, stai, am cumpărat, am, am, am cumpărat, da, adică am cumpărat. Am mers la primărie, la domnul, la domnul primar, așa, și domnul primar a fost foarte drăguț și a spus, domnul primar, vreau și eu acolo, zic, am eu case și proprietăți, dar mai vreau una, care depinde de dumneavoastră, <laughs> știi? Piciorul meu, vai, el nu a putut să audă asta, doamne! Cum adică? Ia uite, ia uite și vorbește, mai mea și trebuie. Și persoana respectivă îi spune, mai Victor, dar mama ta are 20 de ani? Dar are 30 sau 40? Bine, că mor și la 10 și la 20 și la 30. Da. Încum, și pe urmă, hai că și-o revenit el și bun, hai să cum, și ne-am dus la acolo. M-am dus pe la cimitir pe acolo, când m-au văzut Ce faceți, doamna Laura? Vreau să-mi cumpăr o garsonieră aici. Victor zice, și eu nu știam tot cum să-i spun, că știu că le dispun, Mai Victor, trebuie să ai plătit acolo, știi că trebuie să plătești, dar e foarte puțin, simbolic Da, mai zic că în primăvară vreau să fac, zic, uite, Sofia are făcut și tăi au făcut, zic, așa că nu știi că se întâmplă și să fie o... Lasă că am să mă ocup. Am să mă ocup și li face pe amândouă cușete. <laughs> <laughs> Dacă n-am râs. Da. Tot am vorbit de subiectul acesta da. și cu zâmbetul pe buze. Spuneți-mi, vă rog, cum, cum v-ați dori să muriți? Cum? Prin somn. Nu mai răspunsul acesta l-am auzit până acum. Da. Pentru că e cea mai ușoară moarte. Da. Dar se zice că celui care nu este frică de moarte, moartea nu-l Nu, nu cred ești. că nu există cine. Nu cred că, și un animal când vede, nu există. Și o găină tremură când îi să tai cap, Nu există. Nu există să nu ai asemenea sentiment de frică. Nu există. Nu da, dar în crezi. același timp acceptați că la un Eu moment mi Eu mi-am să ruga Dumnezeu să-l ierte. Doamne, să ruga așa cu o voce tare și spune. Doamne, Doamne să nu mă pui la scândurile patului. De să, să zaci în pat. Asta este groaznic groasnic, suferința. Dar când v-ați pierdut pe părinții, doamna Laura, ați simțit așa că sunteți un copil singur? a simțit că Fietinț, ați suferit eu de, o maturizare deci bruscă? Eu, eu, când am murit taică-meu, că eu seamăn cu el și chiar așa și fizic, și el nu și-a vârsta, chiar dacă era om de la țară, cu muncile, dar duminica când era, schimba, știi că el își fac baie numai sâmbătă, duminica să meargă la biserică. Era cu 10-15 ani mai tânăr. Și eu eram în Canada. Și atunci am, el a, a, murit că n, n a luat uh, pastile, avea un, uh, o, un de, uh, nu diabet, uh, colesterol din ăsta petrificat, nu altă. Și asta extrasistole și mă da, cu inima. Și n a luat, n a luat pastile. Că las că mă simt bine. Știi că nu se întâmple, Și o măr să vadă el, nu știu, și o gorș cu bicicleta. Și o căz ujo, și -o murit chiar la Ugor acolo. Da, și când am venit acasă... De la cine veste, primit vestea că tatăl nu Eu, o venit Victor, nu, eu am ajuns în, în Canada și la Montreal și i-am dat telefon. Victor zic că am ajuns asta, dar el, da. Zic, a zic că ce, te sculat din somn, nu vrei să vorbești? A, dacă ești obosit, zic și închid. Adică cumva m-am supărat, zic cum nu... Și stau eu și mă, mă, dar poate a ceva, că zic, el e totdeauna drăguț și asta. Ia să mai sun o dată, mă învârt așa nervos, că ia să mai sun o dată. În timpul ăsta el s-o, el s-o, s-o gândit un pic. Măi Victor, dar ce vorbești așa? Mămică, zice, sunt un pic supărat, că zice, știi, tu pe colegul ăștia la care îl cunoșteam și eu, tot îmi cere bani împrumut și de multe ori nu mi-o dat înapoi și m-o jignit și Victor duș, prieteni uh, uh, prietenii care te dușmănesc pentru că, că nu le dai bani sau că nu, nu, nu le faci ce vor ei, ăla nu ți-i prieten adevărat. Vezi de treaba ta. Nu mai e. nimic. Nu, nu v-a spus, spus, nimic. Nimica. Nu. Când m-a la aeroport, l-a luat pe un prieten de-a lui și eu ies și el l-am văzut cu barba așa și eu îl cuprinz și râzând, eu bucuroasă, nu știu ce. Și el odată, ca să scape, că tot se plângea la băiatul ăla, cum am să-i spun eu lui mică cum am să-i spun. Așa, și... Dar el venise de la mormântare atunci, de aia m vorbit așa cu mine. Și când se intră în mașină, el se scape, mă prinde de mână. Stai așa. Vreau să spun ceva. Dar nu-i de bine. De deci, ce? Ce să-mi spui? Am murit tata. Și eu. Oh! Am leșunat. Și am plâns de la București până la Iași, într-una. Da, eu știu că i plăce pește și cuie, tu că eu pește și suc, fanta i plăce. Și cum? Și am plâns într-una și am făcut o indigestie de asta, am fost până la Iași, toti tufile erau omele. Vai de mine ce am pățit, ferească Sfântul. Și seara m-am culcat și am simțit la un moment dat, n-am putut să-l strâng pe Victor, că mor ce a fost, nu știu. Ceva, n-am putut să, să mișc nici mâinile, nici corpul, nici să mă întorc în pat, nici să strâng. Nimic. Am înțepenit pur și simplu. N-am știut ce s-a întâmplat și nu știu nici acum ce a fost aia. Nu știu. Și la un moment dat am reușit un pic, m-am luptat cu mine și am strigat, Victor, vin încoace, că mor, scoatem afară și mă au scos în balcon, la aer, dar ce a fost? M-am dus, bineînțeles, după aceea ne-am făcut niște uh, raze și astea, cred că a fost un șoc la inimă, nu știu, ceva care a spus, atunci a zis, gata, mor. Sunteți genul de un puternic, rezolvați orice lucru, da? dar în, în interior în vă consumați, interior, doamna Laura, interior, și aveți o sensibilitate sens foarte, aparte. Foarte sensibil. Lumea care mă cunoaște cu adevărat, când mă văd așa, știi, la cântec, mai tirat cu mai, mai tot, tot, eu. Și când mă cunosc ca om, nu le vine să cred. Să nu -mi vine să cred cum ești în afara scenei. Un om care plânge cu tine, care este alături de tine, empatizezi cu el, dar orice îmi spune, plâng cu el, compătimesc, sufer alături de tine, N-ai putea crede. Și imediat plâng. Dacă ascult o melodie care îmi place extraordinar de mult, plâng. Dacă vă spune că nu mă satur să vă ascult, mie îmi vine să zâmbesc gândindu-mă că sper într-o altă ediție frumoasă la care să fiți din nou invitată da. și să vă mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Cel și mai înainte merg, de a ne despărți de, de acest interviu, am o ultimă întrebare da. pentru dumneavoastră. De ce sau de cine vă este dor privind în urmă? De cine mi-este dor? cred că de tinerețe, cred că de acele hore ale satului, de acea copilărie cu părinții, când mergeam și fugeam să ascult o melodie. De dragoste, de bărbat, de cineva nume nu. Că dacă ar fi fost să fie, eram cu respectiva persoană. De asta nu mi dor. Dar de asta mi dor. De copilărie. De începuturile profesiei. A fost atât de emoționante, cel dialog la distanță, când m-am văzut la televizor prima dată, când, când, am fost prima dată pe scenă cu publicul care m-a aplaudat. Deci adică sunt niște momente care parcă aș vrea să le mai trăiesc. Și eu vreau să retrăiesc momentele de azi de la Folclorul Sub Lupo. vă mulțumesc. Iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește Sufletul. La bună vedere!